aici, în acest oraș, și doresc Domnul să binecuvinteze această adunare. Amin. Frate și surorile din București, inclusiv fratele Emil Bulgăr, pe care l-am anunțat că voi veni în America, v-au transmis salutări în numele Domnului, împreună cu ei doresc și eu harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Am avut o deosebită bucurie în această dimineață să întâlnesc pe frații care slujesc Domnului în această biserică. Am spus fratelui Fruneanu că despre Domnul Iisus este scris în Biblie. De la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu s-a dus. De fratele biserică ne-am despărțit și în biserică ne-am întâlnit, fără să fie Domnul. Mă bucur foarte mult de fratele Drăghenaș, care este slujitor împreună cu fratele Fruneanu în această biserică, pentru că și eu din tinerețe slujește Domnului și unul din colaboratorii mei, păstorul Menger din Timișoara, care a trecut la Domnul, mi-aduc aminte că îl recomanda să fie în slujba Domnului ca diacon la Ghiroda și mă bucur că continuă activitatea în această biserică și doresc din inimă Domnul să-i binecuvinteze. La cei doi frați care stau aici unul lângă celălalt, am vrea să le amintesc un eveniment scris în Biblie. Când apostolul Petru și Ioan au urcat la templu să se închine, la poarta frumoasă a templului au întâlnit un om care cerea milă. Omul acela era ordinar. Petru și Ioan, care stăteau în fața bolnavului, și în mod deosebit Petru a zis bolnavului, uită-te la mort. El s-a uitat la ei și Petru i-a zis, aur și argint n-am, dar ce am îți dat. În numele lui Iisus, scoală-te, bolnavul s-a vindecat. Ce-aș dori eu de la cei doi frați? Să trăiască în așa fel în această biserică, ca să poată să începem vizualul. Ceea ce ne vedeți pe noi, făcând ceea ce au auzit de la noi din cuvântul lui Dumnezeu, toate și Dumnezeu dragostei va fi cu voi. Doresc Domnul să-i întărească cu puterea Duhului Sfânt să fie modele de viață creștină în biserică și în toată America. Domnul să-i binecuvinteze. Am avut o deosebită bucurie să-l văd pe fratele Nicolici, care mi-a fost un bun colaborator în țară, dar nu o cunosc numai la rugăciune. Nu mă închipuiam să-l întâlnesc aici. Dar mă bucur foarte mult că Domnul i-a prelungit firul vieții și lui și mie să ne revedem aici și doresc să ne revedem și în Împărăția Cerului. Mă bucur de asemenea de fratele Adam, pe care l-am cunoscut din tinerețe, mă bucur de toți dumneavoastră care sunteți aici și doresc harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie cu noi. Înainte de a spune câteva cuvinte textul care s-a citit, aș vrea să vă fac o scurtă mărturisire. În primul rând doresc să fie clar și limpede pentru toți că una din cărțile supreme de gradul cel mai înalt care există pe tot globul pământesc și care niciodată nu se schimbă, este Biblia care conține Cuvântul lui Dumnezeu. De când m-am născut eu și până azi, în România s-au schimbat mai multe Constituții. M-am născut sub Constituția Austro-Ungară, în 1923 s-a făcut o nouă Constituție, ulterior s-au făcut alte Constituții sub regele Carol al II-lea, sub Antonescu alte Constituție, sub regimul comunist alte Constituție și în prezent alte Constituții. Când făceam serviciu militar, la educația cetățenească, cei ce ne făceau această educație spuneau, Constituția este legea supremă a țării. Dar am constatat că n-a fost supremă pentru că s-a schimbat. Legea supremă a omenirii este Cuvântul. Amin. Toate se schimbă, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață. Iisus Hristos ieri, azi și în vecii vecilor e același. Părință fie Dumnezeu. O altă mărturisire care vreau să vă fac, din cea mai frază de copilărie, înainte de a urma școala primară, am învățat Cuvântul lui Dumnezeu în casa părintească. Ulterior,
am frecventat la școala biblică cu copiii într-o biserică baptistă unde aveam unii. Dar în anul 1929 am luat contact cu Biserica lui Dumnezeu Apostolică Pentecostală din România. Și în ce-am vrut? În casa părinților mei a adus cineva o revistă, Cuvântul Adevărului, în care era scris despre vindecări divine. În timp ce tatăl meu citea din această revistă, un om vecin cu noi care asculta, avea soția bolnavă, paralizată de 4 ani. Și când a auzit că Dumnezeu vindecă prin rugăciune, a zis, unde pot eu găsi oameni care să se roage și pentru soția mea, pentru că am fost la tot felul de medici, am încercat cu vrăjitori, am încercat tot ce mi-a trecut prin minte și ce mi-au recomandat oamenii și n-am cunoscut niciun progres. Aș dori ca oamenii aceștia să se roage pentru soția mea. Tatăl meu a chemat un prezbiter pentecostal de la Pâncota, dar până în ziua de azi nu pot uita credința care a avut-o omul acesta, care nu știa nici carte. Când a știut că vine prezbiterul pentecostal să se roage pentru soția lui și a adunat rudenile ca asutatul Corneliu, a chemat vecinii și le spunea, veniți să vedeți cum să vindecă soția mea. A venit prezbiterul, l-a întrebat și pe cei din casă, care este motivul pentru care ne-ați chemat? Și el s-a ridicat și a spus, de 4 ani soția mea trebuie să fie îngrijită ca un copil mic, pentru că nu se poate ridica. V-am chemat să vă rugați pentru ea ca Dumnezeu să o vindece. Prezbiterul s-a ridicat și a spus, noi suntem oameni, nu putem face mai mult decât să ne rugăm, iar puterea de vindecare este puterea lui Dumnezeu. A citit textul din Isaia 53, unde scrie, el a fost rănit pentru păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți. După o scurtă predică, s-a apropiat de patul bolnavei, i-a făcut ungere cu un de lemn în numele Domnului și până în ziua de azi admir și credința acelui prezbiter care a pus mâna pe mâna ei și a zis în numele lui Iisus din Nazaret scoală. Femeia s-a ridicat, a început să facă gimnastică, iar soțul ei a căzut cu fața la pământ și a strigat Dumnezeu este în mijlocul nostru pentru că soția mea ridică mâinile și s-a vindecat. Măriți să fie Domnul Domnului. Iubiți frații, în lumea noastră, pe tot globul pământesc, sunt diferite credințe, diferite grupări, diferite religii care poartă numele de creștini. Ar dori să recunoaștem harul minunat al lui Dumnezeu. Trebuie să fim recunoscători și să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a descoperit o lucrare supremă. Dacă am amintit că Biblia este cartea supremă, lucrarea supremă care se desfășoară pe tot globul pământesc este botezul cu Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Sunt religii care spun că locțiitorul lui Hristos pe pământ ar fi la Roma sau ar fi la Constantinopol. Eu țin să fac următoarea mărturisire. Locțiitorul lui Hristos pe pământ e Duhul Sfânt. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Iar despre Duhul Sfânt spune, el e Duhul adevărului care vă va călăuzi în toată adevărul. Mă bucur foarte mult de tinerii care sunt îmbrăcați în alb și care prin mărturisirea credinței lor și prin botez vor fi adăugat la Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Doresc din toată inima Domnul să-i binecuvânteze. Aș dori ca împreună cu botezul în apă, care îl fac oamenii, să-i boteze cel mai înalt botezător, Domnul Iisus Hristos. Dacă botezul în apă îl dau păstorii de pe pământ, botezul cu Duhul Sfânt e singura lucrare pentru ca
că nu este decât un singur botezător și acesta e Domnul Iisus. Aleluia! Iubiți frați și sorori, consider că tinerii care se botează, frații și surorile care se botează, au primit unele învățături din Cuvântul lui Dumnezeu, au depus și o mărturisire și o vor depune și astăzi înainte de a primi actul botezului și pe baza acestei mărturisiri să face botez. Am dorit să amintesc lucru care îl știu din copilărie, pentru că în ziua de 6 septembrie 1931 am avut și eu bucuria de a fi îmbrăcat în haine albe și de a primi botezul. Iar în 1934, la 23 mai, am avut harul să primesc botezul cu Duhul Sfânt. Și aș dori foarte mult cei ce se botează azi în apă să nu rămână străini de botezul Duhului Sfânt. Am dorit ca cel mai înalt botezător, Domnul Iisus Hristos, să-i umplă de Duhul Sfânt și de putere, ca să poată mirui toate ispitele tinereții, toate valurile vieții, pentru că să fie foarte clar și foarte limpede. Să o știe toată frățietatea, sau zic cum a zis Apostolul Petru, să o știe toată casa lui Israel. Dacă eu trăiesc până azi, dacă am rămas statornic în credință până azi, dacă frații presbiteri înaintați în vârstă au rămas lângă Dumnezeu, dacă frații de aici au rămas lângă Dumnezeu, dacă aceia care până la... Important era că nu eram chemat ziua, ci noaptea,
sau ora 10. Un paznic, o santinelă, când m-am dus ziua, mi-a spus: ai nu se face servici decât seara de la ora 9 până dimineața la ora 6. Și într-o noapte la ora 10 m-am prezentat acolo și autoritățile de atunci m-au întrebat: care lege ți-a permis să predici Evanghelie la 1000 de oameni și să botezi 104? Eu nu i-am numărat, dar ei i-au numărat. Am oftat puțin și m-am gândit: Doamne, care lege? Și mă gândeam să-mi dea Duhul Sfânt răspuns. Și am spus: am o singură lege. Domnul Hristos a spus: duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la toată păptura și cei ce cred și se botează vor fi mântuiți. Asta e legea după care mă conduc. Eu am început să râdă și le spune: tu nu știi că noi nu credem în Dumnezeu? Ai venit să ne credești la ori? Și atunci am spus: trebuie să vă spun ceva, cred, ce cred, că veți fi silit să credeți. Ce să le spui să ne silești să credeți? Și am spus: în anul 1938, pentru că am predicat Evanghelia la o mormântare, am fost arestat, reținut la tribunalul militar, la camera 76, și printre deținuții de acolo erau condamnați pentru probleme politice 3 comuniști. Și acești comuniști mi-au spus că dacă ei vor conduce cândva țara, mă voi bucura și eu de libertate. Cred că astăzi sunt oameni mari. Și în mod sigur ei, când au auzit asta, atunci s-au potolit și au început să-mi spună altceva. Ei, foarte bine, atunci îți dăm noi alte cărți și du-te și predică acelea. Atunci nu se poate, pentru că din copilărie, din creștetul capului, până în talpile picioarelor, prin toate vânile mele curge Evanghelia. Și nu pot face altceva. Am depus acolo o mărturie și mulțumesc lui Dumnezeu că s-a împlinit un avertisment. Înainte de a merge acolo, m-am rugat cu frate din Șebiș și printr-o soră a venit o descoperire. Așa zice Domnul: cu bine vei merge, cu bine vei veni, dar ești chemat acolo să depui o mărturie pentru ei, părinți să fie doar. În modul acesta am început activitatea și am continuat-o și o continuu până ziua de azi și vreau toată viața mea să spun un singur cuvânt: vreau să fac voia ta, Dumnezeu, și doresc din inimă Domnul să ne ajute. Ori, iubiții mei, frați și surori, aici este scris și Apostolul Pavel a zis: noi am fost botezat în moartea Domnului Hristos. Ce înseamnă botez în moartea Domnului? Aici e botez în apă. Dar botezul în moartea Domnului are o însemnătate spirituală. Prin afundarea în apă, ne afundăm în apă asemănându-ne cu înmormântarea Domnului Iisus. Prin ridicarea din apă ne asemănăm cu învierea Domnului Hristos. Și aș dori foarte mult la fiecare afundare în apă să rămână în apă omul vechi. Și din apă să se ridice un om nou. Un om care e născut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt și care trăiește o viață nouă. Și apoi zice Apostolul Pavel: prin botezul în moartea lui, noi am fost îngropați împreună cu El, dar prin ridicare am fost în viață împreună cu Hristos ca să trăim o viață nouă. Iubiți frați și surori, dintre toate evenimentele, dintre toate slujbe, dintre toate lucrările care se fac în biserică, cea mai importantă lucrare pentru mântuire este nașterea la o viață nouă. Aș dori să fie foarte clar și foarte limpede pentru toți. Din punct de vedere a numelui de creștini, trăiesc pe pământ 3 feluri de oameni. Trăiesc oameni indiferenți, străini de viața lui Dumnezeu, care declară clar și limpede că nu cred în Dumnezeu, nu cred în Domnul Hristos. Și în ultimii 40 de ani, am avut de multe ori ocazie
chiar cu oameni puși în locuri înalte, să discut și care mi-au spus, noi avem convingeri materialiste, avem convingerile noastre, nu credem în Dumnezeu. Ba unii spuneau, cum ce în timpul dumneata să credem noi că s-a născut Domnul Hristos de la Duhul Sfânt? Cum credem noi în învierea morților? Și am spus următorul, eu nu știu dacă credeți sau nu credeți, dar știu un singur lucru. Și dumneavoastră aveți o conștiință. Și ar fi posibil ca într-o vise noapte să aveți o descoperire dumnezeiască. Pentru că este scris, în fiecare om Dumnezeu a pus și gândul veșnicii. Cei mai devotați, cei mai care se declară cei mai semeni ateiști, au momente când gândul veșniciei se ridică în inima lor și își pune întrebarea, da, dacă după moarte mai există o viață? E foarte adevărat că păcatele înăduce gândul veșniciei de multe ori, dar pentru aceștia aș dori să ne rugăm ca Duhul Sfânt să facă o trădire spirituală în inima lor. Cât vreau să precizez, aș dori foarte mult ca aici, la amvonul acesta, să se ridice bărbați plin de înțelepciune și plin de Duhul Sfânt. Și de ce? O predică, pentru ca să aducă rezultate în biserică, trebuie să îndeplinească trei condiții. Să străpungă inimile oamenilor ca ziua cincizecimii. Să lumineze mintea oamenilor să cunoască pe Dumnezeu și adevărul. Să duplece voința lor să se întoarcă la Dumnezeu. De adevărat, aceasta nu putem face prin puterea noastră, aceasta face Duhul Sfânt. Și de aceea își dori în America, în România, în toată lumea, să întărească Duhul Sfânt toate predicile. Predica Evangheliei să se facă în puterea Duhului Sfânt. Domnul să ne ajute! Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu sunt factorii care produc viața noastră. Apostolul Pavel precizează, Hristos care a înviat din morți nu mai moare niciodată. E viu în vecii vecilor. După învierea din morți, Domnul Hristos a făcut următoarea mărturisire. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Duceți-vă în toată lumea, vestiți Evanghelia la toată făptura și eu sunt cu voi în toate zilele. Dar eu nu zic numai în toate zilele. Eu sunt cu voi toate zilele, toată ziua și toată noaptea, în permanență. Domnul se numește Emanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și apoi Domnul a zis, vestiți Evanghelia. Nu vă temeți de oameni, pentru că eu sunt puterea supremă în univers. Să fie foarte clar și foarte limpede. Natura și istoria le conduce Dumnezeu. Dacă în România s-au produs atâtea schimbări, oamenii spun întrebarea oarecare e secretul întâmplărilor, a istoriei. Ori, de multe ori oamenii spun că nu pot descoperi secretul. Dar să știți, tot secretul stă în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce istoria. Aduc aminte că un împărat care printre alte bunuri avea turme de oi. Cineva i-a spus împăratului că există un cioban foarte credincios. Zi și noapte, păscând oile, laudă pe Dumnezeu și se roagă. Și împăratul și-a zis, a trebuit să vorbesc cu el. N-am auzit despre Dumnezeu, cum fi Dumnezeul lui. Și l-a chemat pe ciobanaș. I-a spus, adevărat că tu ești credincios? Ciobanașul a spus, da. Fă bine, arată-mi și mie pe Dumnezeu și spune-mi ce face Dumnezeu, pentru că eu n-am cunoștință despre Dumnezeu. Ciobănașul i-a spus, Maria ta, nu se poate. Eu sunt cioban, mi-a trampărat. Cum să înveță un ciobănaș pe un împărat? Nu se poate. A stat împăratul pe gânduri și i-a zis, ce ar trebui să fac eu ca totuși tu să-mi spui ce face Dumnezeu? Un singur lucru a zis, dacă ți-ai dat hainele tale jos și aș vrea ce îmbrăca eu. Și îmbrăci tu hainele de cioban, eu în calitatea ta și stil patron, ți-a spune, dar altfel nu poți. Curios împăratul zice să facem schimbare. Și-a îmbrăcat împăratul hainele
ciobănașului, ciobănașul pe împăratului, a urcat ciobănașul pe tron și a strigat. Dumnezeu ridică pământul și scopoară. Slavă Domnului! Părinți, să fie Domnul! Să fie foarte clar și foarte limpede. Dumnezeu ridică pământul și scopoară. Iubiți frate și surori, fraților și surorilor îmbrăcați în haine albe, le doresc un lucru cel mai important din viața voastră. Eu cred că hainele alte se vor da, le vor dezbrăca și corede din hainele Domnului. Dar haina curată, asumă. Albite în sângele Domnului Hristos să nu mai dezbrăcem. Amin. Aș dori, din toată predica de azi, să țină minte un cuvânt de aur. Fii credincios până la moarte. Și îți voi da un lucru. Dar aceasta nu mă fac. Aceasta te și mie și mie. Fii credincios până la parte și vei primi cu luna. O dorință arzătoare care o am în inimă s-a întâlnit oameni. Psalmistul David s-a rugat și a zis un lucru cer de la Domnul și îl doresc pe mine. Ar vrea să rămân în casa Domnului până la sfârșitul zilelor. Iar la sfârșitul zilelor mele, din casa Domnului de pe pământ, să mă mut în casa Domnului. Dragii mei, frați și surori, aceasta vă doresc tuturor și doresc Dumnezeu să fie și să rămână cu Dumnezeu să trecem.